Și acum ne apucăm de... De oaie. Nu, ne apucăm de oaie. Nu seara. Facem niște prăstamă de oaie. Pentru mâine la praznicul taică-tău. Ăsta e praznicul, luat de bunica lui, de mult când trăia. A luat de sănătate. La noi se ia praznicul din ăsta, omul... Care era mai bunlăvicios decât el de mic, el era bunlăv, dar era cu așa, cu coloana, cu spatele. Și... Și din cauza asta, bătrână i-a luat praznic. Și ăsta e tot, îl cheamă Ion. Și punem și praznicul lui, ăsta zice, le punem cea mai mare sărbătoare pentru el. Asta așa. Să punem, facem prăstamă de oaie. Am luat o oaie, dragi prieteni. Și vrem să facem prăstamă. Lasă-l într-o așa. Lasă-l așa, că după aia îl facem noi. Ia aici așa să facem prăstamă. Parcă nu sunt bine. Nu, pe o parte așa, știi, că nu, dacă n-am pus... Pe partea... E o oaie foarte tânără, n-am vrut să iau foarte grasă așa, pentru că e mai are puțină grăsime și e tânără, e fragedă. Așa ce să fie? Da? Așa ce mă doar grăsime. Da, jumate băgăm la cuptor și jumate facem prostamă. Nu e prostamă, e caldă pe grătar. Da. Bun. Facem un par de vin roșu? Da. Da. Ține. Facem așa subțire fină. Masă, au dăm un sărăfum, ce facem noi pregătirile, îi dăm un pic de fum. Așa? Da. Chiar o țărăboia ca să se rușească, nu? Da. De vită mai avem? A, avem mult în frigider de vită, dar înghețat și nu mai am făcut. Iar nici nu prea să face grătare femeia, nu mai am văzut frig. De ce nu? E fumătoare, că nu pastramă. E frig? Da. S-a uscat. Uite, grătare, mâine. Bunica pregătește usturoiul pentru pastramă. Lecrână și mă îndouă asta. Tăie. Tăie, nu pot să mai țin mâna asta dreaptă, mă doare de moarte. Am început de două săptămâni, mă doare mâna asta dreaptă din număr. Așa, tăie toancă. Tăie mai subțire așa. Așa, haide, mă ustră umărul, că tăiai puțin. Mergi mai jos așa? Băi, avem multe pregătiri. Da, avem mâine multe. Peștele, curcanii. Da. Ce mai avem? Defert, avem încă beciu. Sarmale, am făcut beciu, am făcut ardei, un fruț. Mai facem unii, mai preparăm ce mai e de preparat. Hai că ține-o. Dar luați botani să te duci și tu să iei lipii din oraș. Nu mai facem bucur. Nu mai facem, mergem de dimineață și... Ce să iau? Lipiuță de dimineață. Salut, Costele! Salut, prietenii! Așa. Alina, salut! Superna. Alina mai devreme s-a trezit și stă lângă sobă. Da, Alina! Alina de-abia s-a trezit acum. A dormit și a luat noapte, nu mai dorme, este în fiecare seară, Alina. Dacă dorme mai devreme, n-ai ce să-i faci, n-ai văzut-o, ia somnul, trebuie să doarmă. Alina a mâncat, ai văzut frumos, păi și mai devreme ce... Alina a mâncat și s-a dus... Ce a mâncat? Alina a mâncat tocană. Ai văzut ce tocană curând? Dar n-am mai apucat să filmăm tocana. Să filmăm, că venire invitați. Am făcut doar așa, dar n-am filmat când am pus-o pe țigaie. Nu știu... Cum am preparat, dar n-am arătat cum am pus-o, pentru că la noi mai vine lume, vine musafiri și care nu le place să fie filmați, să se simtă lumea că vin la noi la masă și după aia să punem în filmare. Chiar n-am vrut. Când am văzut că a venit așa o prefetița, chiar mă filmea Virgil la tocană. Da, și-a făcut puțin pe Facebook, nu știu dacă poți să le iau de pe Facebook filmulețul ăla. Da, poți, pe Facebook poți să arăți un pic. Păi nu, nu știu dacă poți să le iau să pun pe YouTube. Poți să arăți după telefon pe telefon, știi? A, nu așa. Așa, că pentru că a venit lumea, când a venit lumea, am oprit telefonul.
Pentru că, na, este lume care nu vrea să fie filmată și nu vrem să, să jignim lumea, poate nu le sau să forțăm. Da, nu putem, noi nu facem chestia asta. Când vine musafir la noi, când vin, mai avem și oameni care sunt oameni mai, cum s-ar zice, cu un caracter mai, na, și nu putem noi să le jignim, să le facem, că le filmăm. De valoare. Arătăm și noi așa, pe vechinile, dar nu arătăm chiar cum punem când vin oamenii, că chiar vin mulți oameni, dar na. Nu putem să obligăm lumea. Normal că nu putem să obligăm. Bine, lumea să mănânce, să se simte bine, nu să le filmăm. Filmăm noi așa, vă arătăm ce... Când suntem noi. Na. Bine, mai filmăm în care sunt de acord. Da, care acolo, dar vezi cum a venit și nepoatele Mărița, a filmat la noi, că știu că suntem de acord că filmăm, dar dacă era alții, nu filmăm. Da. Așa e frumos. O invit și pe nepoată ta. Da, așa și e frumos. Papi. Tu știi ce înseamnă, Fernando, respecta, a fi respectat, e mare lucru. E foarte mare lucru. A respectă, a fi respectat la rândul tău. Contează mult, mult. Normal. Dacă respecti un om, da, te respectă și el. Te respectă și e respectat la rândul tău de toată lumea. Dacă nu respecti și vorbești. Da. Să vorbești frumos și să respecti, contează. Mamă, ce tânără e, vezi? Atât, atât ajunge, mai facem un lucru. Să vină așa. Au zis costele. Vorbe din bătrâni. Respect a fi respectat. Bagă la ureche costele. Da. Nu pe lângă ureche. Oameni bătrâni, le-au venit pe timpul. Ce zicea pe timpul bătrânii? Ia zi. Nu pute, și-a încercat. Ce zicea bunicii tăi? Hai încercat. Să fii cu lumea. Să respect lumea? Da, da, da. Și să fii cu minte, nu? Să fii cu minte. Așa, costele. Să dai bună ziua. Să dau bună ziua, să dai bună. Cum să spunea de mă copii să zică să rămână? Acum pune capul în jos și trec. Nu mai zice să rămână. Sau mai luăm în jură bătrâni și le ia la băjocuri. Să ajungi lumea, să ajungi. Așa. Dacă te cheamă și la să le dai ajutor, să le dai ajutor, oameni bătrâni care nu pot. Păi câți oameni ajută eu la Dedima înapoi acolo, le încarcă, le descarcă. Da. El pune mâna și ajută. Da. Da. Lasă, lasă, gătăim, când o punem, o punem... Aici, mică, o, lasă că o pune Alin după gât. Eu punem o Alina. O știu eu, amică. Așa. Iată, și pe partea asta. Dacă e tână, zi. Care o ai? Am întrebat. Când? De sunt eu, nu știu, am pus-o aia la tisă. Da. Pe prosat, ăla. A fost bună de tot, a fost gustoasă, n-ai văzut? Te iai de acolo după proțav și mâncai, era cu pui, era pe rotisor, era foarte bună. Voi și-a cușa, dacă... Auzi, bă! Păi de unde să mai facem acușa, că tăiem rămoaia? Făcurăm prastamă acum, costele, băgăm la cuptor jumate de oaie și jumate facem prastamă, uite. Uite, a rămas doar osul costelul, uite, și coada și osul, uite ce-a rămas. Coada o mănâncă costelul. Îi dai ce-i mai bun. Da, ce-i mai bun, coada. Îi dai lucrul ăsta. Din toate mâncărurile ăștia, și la ce se bucură taică tău, Fernando? La pește. Da, la pește. La pește, prază ăsta. Da. Nu, dar știi că este aici, dar nu putem să pun mâna, că pun mâna pe care de ăsta-i păstrau. Vezi? Am luat păstrau mai mult și e făcut astăzi. E făcut din păstra, uite. Mie asta îmi place cel mai mult. Apoi aia e preferatul tău. Piciorescu. Piciorescu, aia e mâncarea ta preferată, uite. Păstra o să fac mâine, nu știu cum să-l fac. Rânza, asta e cea mai rămas din tocană? Fernando, filmăm și noi asta, nu? Da, cea mai rămas din tocană, că a fost musafir, chiar... Nu, Fernando, chiar te rog eu să-l arăt tare aia, am făcut noi cu mămăligă, cu tocană. Păi da, da, un unghi. Telefonul să punem pe alantul să vedem, dar lua Alin, să filmăm pe Fernando. Uite, uite ce am făcut aici, peștele ăsta, dar nu pot să pun mâna, dragi prieteni, că m-ai ajut acolo la oaie. Ăsta s-a bucurat, Ion, da. De gata am dorat. Hai să trecem înapoi la... Pastramă. Da. Hai să trecem.
Și Andra, duce tu ea telefonul lui Alinție, lui eu puțin. Hai, ca să arătăm tu canaia cum am făcut, că e pe Facebook. Nu lasă-mă pe mine puțin și du-te că chiar a venit un safir și n-am putut să mai arătăm. Vreau să te arătăm și mie, numai că se supără de să joc la telefon și după aceea. Îl deranjăm, deranjăm omul seara acum. Păi pe Alinea, 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 era foarte frumos, frate. Arătăm și mâine ce am făcut. Și mâine mai filmăm, nu? Da, da. Da, exact, și mâine. Arătăm mâine tocana, nu? Finalizarea la tocana. Da, finalizarea. Finalizarea, că am arătat tocana și n-am arătat finalizarea. Să vedeți ce finalizare, dacă vă place, dragi prieteni, cred că vă place din tot sufletul. La toți prietenii, e ceva frumos. Na, n-am putut. Să vă deam, vezi. Mii de scuze. Să-l dea, vezi. De cele mii de scuze. Și lui Alina îi place carne de oaie și lui Alina. Alina! Ita bacri. Alina, mănânci bacri? A, mi-e frig o țără în tigă aia repede. Și unică să mănâncă Alina un pic, mănâncă ea carne de oaie. Și Alin. Și Alin mănâncă. Dar nu, prima oară prepar, nu frige o așa. O prepar, dar nu așa. Prepar. Dar să-ți fac și asta tot așa și la urmă. Bun, dar... Da. Uite ce a rămas de oaie. Uite și tu, Fernando, ce a rămas. Uite și tu. A rămas coada, osă. Bun, dar cum se prepară... Hai să spun la prieteni cum se prepară... Pastrama. Pastrama, da. Câte minute avem? Avem 11, jumătate. Hai să, avem să mai spun. Sau dacă nu, pun pauză și revenim cu o preparație? Era bine. Da, da, era bine. Când preparăm, o să punem să arătăm. Pentru ca să arătăm și la prieteni cum să face prastama de oaie. Am că lasă pe cei așa mare. Îmi punem pe grătar să punem și așa mare, știi? Lasă-o te rugăm. Nu, nu se frige bine. Lasă-o frige, Fernando, că o lăsăm în moșdei și o punem așa mare. Lasă-o așa mare asta. Eu zis o de pe două. Nu, nu, lasă-o așa. Lasă-o așa mare, așa. Noi suntem bucătăria asta de Fernando, nu e și mai bine. Eu nu sunt bucătărea. Tu nu ești bucătărea, cum sunt. Cum e papi. Avem pe papi, da. Cum e avem bucătarul lui Leo. Chiar avem pe bucătarul ăsta. Eu nu mă pricep. Nu te pricep. Când ai ceva, te duci după bucătare, aduci doi bucătari și le pui așa unul lângă altul. Să vedem cine face mai bine pregătirile. Ori lui papi bucătarul, ori bucătarul lui Leo. Hai să pun și eu o coadă. Da. Să facem să facem. Dar să mergem undeva la un izlat. Bine, dacă sunt de acord, nu putem să le... Da, dacă sunt de acord, când o fi călduroasă, fie și taică tău bine, luăm amândilii bucătari și mergem cu ei la... Mergem cu ei la iarbă verde și să fac preparate. Și să gustăm, să vedem cine face mai bune preparate. Bucătarul Leo sau papi bucătarul. Păi da, așa trebuie. Eu zic că mai bine mâncăm de la amândoi ce fac și aia ei. Trebuie să le premiem și noi cu ceva dacă fac mâncăruri bune. Trebuie să le premiem, să zicem ce ne-a fost mai bun, ce ne-a pregătit mai bun, mâncare mai frumoasă. Păi cu ce le premiem? Și de ce eu zic, Fernando, eu am fost de multe ori la bălciuri din ăștia, că mergeam cu gust. Și veneau multă lume. Coada de la oaie. Și gustau din preparatele care preparau țărani acasă. Și aduceau preparatele și gustau. Da. Și premiau. Am primit și eu la Timișoara, am primit diplomă cu gogoșelele, erau cele mai bune gogoși ale mele. Deci am pus toate câte trei caserole de gogoși și am dus acolo. Și când au gustat din ele, erau multe, era echipă care gustau și oameni din așa. Și eu am primit diplomă pentru așa ceva. Ale mele erau cele mai bune gogoșelele grecești. Așa. Și așa și acolo. Și cine făcea mâncarul preparate mai bune, prima diplomă. Cu oamenii erau cu din ăștia, cu mâncăruri din astea tradiționale, cu făcea concursuri, cum se numește. Și oamenii primeau diplomă, ce le făcea. Și eu am primit diplomă, eram cu 6 gogoșării. Și eu din 6 gogoșării am primit diplomă. Și-a mai rămas din noi, nu? Da, moș. Îl fac cu varză și o mână de orez. Mamă, ce știu. Doar o mână? Nu, nu. Multă lume o să arătăm când o să facem cu varză, să face oaie. Oaie cu varză. Da, ciorbe cu varză. Eu am mâncat vreodată, cred că nu. Da, cum să nu? Păi n-am făcut, cum adică? Încă nu. Da. Bun, hai că mai revenim când se prepară. Da. Așa. Preparăm ce facem
într-un grătar după aia separat. Acum punem sare, nu? Coada. Punem pic de sare. Sare. Punem și ficat din asta. Punem și o bucată de ficat acum. La prastamă. Acum să pun o bucată de apă aici la usturoi. Nu spune la prieteni ce pui, că poate mai vrea. Am zis. Mama. Nu pot da patru. Să-ți șoacă tu pomă. Vedem ce frumos era. E tânără, nu e nici grăsime multă, dar e foarte bine. Ia, așa. Apă, oțet, usturoi, spune, un pic de sare și o rugăminte. Vegeta? Piper albu. Piper albu? Da. Da, da. Și buiai, iute. Poți să mergi la cuștile noastre. Plecăm la ciuperci. Depinde de gusturi. Da, să iau o lingură să mergi. A pus usturoi, vegeta, piper, buia, sare. Mai pui apă ca să facă mai mult apă. Așa ce ca să... Mamă, câte usturoi ai pus. Usturoi de gust. Dacă bunica... S-a pus la curățat, deja. Acolo, mai trebuie și mâine. Da. Mai trebuie la salate. Mi-a curățat bunica și pentru mâine să am la salate. Da, și prinde gust, dacă îi punem din țara asta usturoi, îi prinde gust. Ia, așa, că pune. Că trebuie un pic de apă, ca să stea în mult timp. Ce vreau, păi, hai să mă spăr pe voi. Și acum se mese. Da. Ce miroase de frumos. Vezi? O să facem un mușdei la pește. Mâine o să fie un mușdel foarte frumos. Să facem așa cum știu eu la pește. Hai să ne luăm la revedere și revenim mâine. Dragi prieteni, mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi, pentru urări și noi vă urăm multă sănătate, un an bun pentru toată lumea. La revedere, multă sănătate, dragi. Și încă o dată la mulți ani pentru Ion, da. Ioana, Ionela și așa mai departe. La mulți ani pentru toți Ionii, Ionelele, Ioana, Ion, la revedere, multă sănătate, dragi prieteni.